Mi s-au cerut parfumuri elegante pentru ea și câteva idei cred că ar fi Givenchy Lanterd Eau de Parfum Rouge, care se deschide cu o combinație de ghimbir cu portocală roșie, care îi dă oarecare curățenie și o ușoară eleganță, urmate de o adiere florală, care mi se pare că îi conferă acestui parfum feminitatea, și cu o bază ușor întunecoasă și totuși călduroasă, cu paciulii și lemn de santal. Mi se pare că e un parfum perfect pentru o rochie sau o ținută mai elegantă sau la o ieșire seara. Black Perfecto by La Petite Robe Noire e parfumul, cred eu, perfect pentru o iubitoare de trandafir, pentru că are o combinație de mai multe tipuri de trandafiri, cu apă de trandafir, cu migdale, cu puțină piele și cu tonka și un pic de paciuli. Mi se pare că parfumul ăsta combină foarte bine ideea de delicatețe dată de toate notele florale. Migdalele îl fac să fie un pic sexy din punctul meu de vedere și apoi baza ușor întunecoasă cu piele și paciuli. Mi se pare că parfumul ăsta are foarte mult caracter și s-ar potrivi foarte bine la o rochie sau la fel de bine la o ținută mai elegantă. Casa Morati Gran Ballo are o eleganță puțin mai jucăușă, în sensul că are prestanța necesară pentru o ținută elegantă, dar ascunde și note precum fructe de pădure, caramel, vanilie. E un mix care nu ajunge niciodată prea serios, nici prea jucăuș și mi se pare că numele îi se potrivește foarte bine. E un parfum perfect pentru un bal. Și apoi Mancera Instant Crush, pe care îți recomand încă de la început să nu-l pulverizezi chiar din abundență, pentru că e un parfum destul de puternic, care combină șofranul cu ghimbir, cu ambră, mosc și vanilie și mie mi se pare că are undeva și o pornire de zahăr ars. Asta doar cât să rotunjească mixul, pentru că în cele din urmă este un parfum dulce și destul de impunător, spun eu. Și da, mi se pare că în general se potrivește la ținute mai elegante. De asemenea, e destul că el e considerat unisex.